Astrele îți pot fi de ajutor dacă vrei să afli ce simte pentru tine persoana de care îți place. Află cum îți dai seama că este îndrăgostit de tine în funcție de zodie. Berbecul este un bărbat puternic, sigur pe el și practic, așa că nu face des gesturi romantice. Atunci când se îndrăgostește, are o privire aparte și nu prea ai cum să ratezi faptul că te place. Când acest nativ se uită la tine, te simți cea mai importantă femeie din univers. Taur. Nativul Taur este autentic atunci când este într-o relație, fie ea profesională, de prietenie sau amoroasă, așa că îți vei da seama imediat dacă te place sau nu. El merge pe principiul dragostea trece prin stomac, așa că atunci când este îndrăgostit, gătește pentru persoana iubită sau face rezervări la diverse restaurante pentru experiențe culinare desăvârșite. Gemeni. Bărbatul gemeni este fermecător, iar când se îndrăgostește, știe exact ce să spună pentru a se apropia de femeia pe care o place. Acest nativ are cele mai interesante replici, cunoaște foarte bine oamenii și știe ce vor aceștia să audă pentru a-i oferi ce își dorește. Racul este un bărbat sensibil și romantic, iar atunci când se îndrăgostește de o persoană, o copleșește cu afecțiune. Nu are obiceiul de a se ascunde atunci când iubește, așa că vei ști imediat când se va întâmpla asta. Leul este un bărbat destul de egoist și concentrat pe sine, iar atunci când se îndrăgostește, nu renunță la afecțiunea pentru el. Reușește însă să o aducă pe cea care îi place în lumina reflectoarelor, alături de el, așa că nu este prea mult dacă spui că leul chiar te face să te simți ca o regină, pentru că el este un rege. Fecioara. Nativul fecioară este blând, practic și iubitor, iar atunci când se îndrăgostește, vrea să o ajute pe acea persoană pe toate planurile. Partea cea mai bună este că nici nu va trebui să îi cere asta. Balanță. Bărbatul balanță adoră să interacționeze, așa că dacă se îndrăgostește, o va copleși pe cealaltă persoană cu complimente, dar și tachinări. Acest nativ are un farmec aparte și, indiferent de ce spune, este adorabil. Scorpion. Scorpionul este misterios și vrea să transmită asta în orice situație s-ar afla. Când se îndrăgostește, ține asta pentru el și durează mult până când renunță la orgoliu și își declară dragostea. Până la acel moment, are obiceiul de a o privi pe ascuns pe cea care îi fură inima și să o urmărească în social media. Săgetător. Săgetătorul este un bărbat direct, așa că atunci când se îndrăgostește, nu va apela la jocuri sau mesaje criptice, ci îți va spune direct, te va invita la o întâlnire, va urma calea clasică pentru a te cuceri. Capricorn. Nativul Capricorn nu prea știe cum să se poarte atunci când este îndrăgostit. Are tendința de a exagera și de a spune cele mai nebune lucruri. În plus, acest nativ va face cele mai nepotrivite glume, dar nu te supăra, este doar intimidat de tine. Vărsător. Nativul vărsător înțelege greșit dragostea. Pentru el, totul este un joc, așa că atunci când place pe cineva, pur și simplu o va ignora pe acea persoană. Pești. Nativul pești este sensibil și romantic. Atunci când se îndrăgostește, adresează multe întrebări și o face pe cealaltă persoană să zâmbească mult. Relatează carena.ro.